Haideți. Eu am mai făcut la dumneavoastră. Vreau să știm și noi ce pericole ne pas că aceste sonde pe care le-ați autorizat la 250 niciuna. De metri de sus, niciuna, ne semnați o garanție că... Deci nu noi, nu noi dăm autorizație. Da cine? Deci nu noi dăm autorizație. Da cine, domnul? Deci autorizația care s-a dat de către, de construire de către Consiliul Județean, pe baza tuturor avizelor care au fost obținute. Dacă vreți să vă interesați. Dar la sănătatea noastră s-a gândit cineva? Deci nu este absolut niciun pericol. Este aviz și de la Direcția de Sănătate Publică. Sunt toate de la mediu și de la mediu. De la mediu, de la apă, de la tot. Dar de ce n-au fost noi să fie? Puși în temă când s-a construit la vid? Nu e prea aproape de sat? Dar dumneavoastră știți rezidurile alea care le-a răsturnat, spune vecină, în canal, acolo. În canal. Sunt acustică. Nu știu. Apa noastră va mai avea același gust? Nu știu. Eu știu că n-are gust din cauza la mizeria, dar și mașinile alea, domnul primar, stătea lumea la priveghe. Știți cum o trebuia să dați să merge cu mașinile, rămas ca să merge foarte departe. Eu n-am posibilități financiare în momentul ăsta. Deci este drum public, deschis și împurați în pune. Dar să circule asemenea mașini, de asemenea gabarit? La sănătatea noastră se gândește cineva? Da, ne gândim toți. Nu cred. V-ați gândit la primul mandat când ați obținut voturi, dar după aceea nu v-a mai păsat de sănătatea fraierilor care v-au dat voturi. Eu nu fac pentru mandat și pentru așa. Eu sunt ales de oameni să vechez la liniște și să vă dat seama. Ne-am dat seama. Noi avem proiect de gaze naturale la care sunt dat toată lumea să ne raportăm. Dar vreau să știm și noi, legea cum prevede, la ce distanță de case trebuie să fie construită sonda? Nu știu. Păi cum nu știți dacă odată ce ați autorizat? Nu știu că nu am dat avizele și autorizații. Dar dumneavoastră aveți obligația de a informa cetățenii cu absolut orice se întâmplă în acest sat. Da, de ce să informez? Cum adică de ce să informați? Pentru că așa zice legea. Legea spune ca primăria este obligată. Unde? Când v-a zis așa ceva? V-a zis cineva? Dar cum să mă duc la ea fiecare? Da. Organizați o întâlnire publică cu cetățenii. De ce? Pentru că așa spune legea. Dar la noi sunt sonde de ani de zile. Domnule, sonde care... În mai mare de case, domnule. Mă, din moment ce au obținut avizele... Am văzut cum sunt date avizele. Avem și noi avizele. Nu-i nicio... Vă răspund cei care au dat avizele. Dumneavoastră aveți obligația să semnați acele avize? Nu. Deci nu aveți obligație să semnați niciun aviz pentru acea sondă care există pe raza deci localității Florica. Deci nimeni nu se face vinovat, dacă ni se întâmplă ceva, nimeni nu răspunde. Deci sunt prin certificatul de urbanism, sunt anumite avize impuse. Și puteți să vă adresați celor care... Nu s-ar cuveni să ne semnați niște garanții în caz că casa mea să prăbușește pe mine. Cine îmi plătește mie? Apele române... Sănătatea noastră, DSP-ul dă garanții și avize. Eu nu pot, eu nu sunt specialist. Oamenii ăștia sunt aici avize, uitați, de la alimentare electric, de la apele da, da, da. Nu? De la protecția... La războie, parcă trebuiau avize, de la DSP, da? Sunt toate avizele legale obținute. Dar dumneavoastră ați spus mai este o cetate națională, nu este. Deci vă asumați această afirmație? Păi din moment ce au obținut avizele și nu seamnă... Și dumneavoastră garantați? Dumneavoastră, cum să nu garantez pentru aceste avize? Pentru avizele pe care le-au semnat alții. Foarte interesant. Dumneavoastră pe sunat scrieți un spivolul. Eu garantez. Dacă sunt unități autorizate, sunt unitățile autorizate, să emit asemenea avize. Dumneavoastră sunteți ales în gaze de șist sau cetăți de gaze? Deci nu este vorba de gaze de șist. Nicio formă. Garantez. Dar de fracturare hidraulică este vorba? Ne dați în scris. Avem o mărturie de la un angajat al sondei care ne-a zis că aici se întâmplă cu totul alte chestii. De la prospecție. Care spune că n-are nicio problemă. Romgazul se ocupă numai cu gazele naturale. Dumneavoastră a spus că garantați. Eu vreau. Deci nu derulăm servicii de explorare pentru alimentare gaze de șist. Știm, asta se zice peste tot. N-au nicio treabă. Și Chevronul la fel zice. Deci noi avem proiect, Comuna Florica are depus proiect de alimentare cu gaze naturale. Consiliul local al Comunei Florica trebuia să emită, conform legilor, un aviz pentru această sondă. În Comunul Războieni s-a reunit Consiliul local al Primăriei Războieni și a emis un aviz. Acolo a fost. Aici nu există acel aviz. Consiliul local a pus la dispoziție terenul. Al cui era terenul? Am înțeles că există, nu, am înțeles că există niște acte pe acel teren și oamenii, o parte din ei chiar au. Și chiar le avem și chiar le-am filmat. Procedarea terenurilor. Domnul primar, eu sunt nepoata
descendentului... Mă, nu ești în stare să-ți plătești impozitele pe terenul. Ai, domnule, de-aia mi-ai oprit dumneata amenda băiatului din 2009. Cum nu sunt în stare să-mi plătesc impozitele? Păi nu e, am înțeles că au fost destule situații aici care au nemulțumit cetățenii. De-aia mai întâlnit ce dumneata a venit, oricând ți-am venit să-ți iau documente. Am venit aici să vă vedem nețințirea pe bucata dumneavoastră, da? Nu este să știți moșia dumneavoastră, vină omul ăsta. Dacă venit aici cu grijă, sau de-a mă provocat să zic ceva, nu o să reușiți. Mi se pare că deja ați zis. Vă spun că nu sunt gaze de șist. Nu este vorba de gaze de șist. Nu se pune problema de gaze de șist, se pune problema de fracturare hidraulică, iar adâncimea la care oamenii de la sondă fac, prin confirmările pe care eu le-am dat și studiind absolut tot ce înseamnă utilaj, păi, bineînțeles, da, și vom depune și pentru primărie, pentru că sunteți obligați să informați cetățenii. Eu nu știu, dumneavoastră, dacă aveți alte informații. Păi cum nu știți când se întâmplă la dumneavoastră în ogradă? Sunt pericole pentru populație, pentru medici, pentru oameni. Eu nu dau eu avizele de dămâie. Nu, nu, garanțiile. Eu am încredere în aceste instituții specializate care se ocupă cu așa ceva. Ei bine, noi nu am. Altfel nu ceream ei aviz. Dar vă cerut la mediul, la ape, la... Când vă explicați faptul că populația Comunei Florica care poate dormi noaptea, sătenii din Comuna Florica nu pot din sectorul 6. Cum de unde știm? Noi am venit de multe ori aici, domnule, și am vorbit cu oamenii. Și mi-e greu să cred că mint toți și dumneavoastră aveți dreptate. Vin către noi, se adresează. Am înțeles și dumneavoastră e jurat și dați afară, avem mărturii. Și ulterior, mă lăsați puțin, vă rog, ulterior primesc telefoane de la consilieri și sunt amenințați că li se taie ajutorul social, ca așa mai departe. Pe lângă faptul că ni s-au zis povești. Cu doamna, dacă nu-și plătește impozitul. Dar arătiți, domnule, mie documente. E vorba din ora mea, nu de mine. Vă rog să veniți în primărie să-mi arătați calculatorul că sunt la zi. Uitați-vă, uitați-vă că sunt la zi cu impozit. Este normal ca cetățenii să nu poată noaptea să adormă în patriile lor? Deci nu se pare normal așa ceva. Sonda este la 250 de metri. Noi l-am auzit în ziua. Noi? Eu am întrebat o singură persoană casa cea mai apropiată de sondă. Pe Cornel. Și mi-a zis, domnul primar, nu mă deranjează cu absolut nimic. E prima casă de lângă sondă. Nu-i nimic, o să depunem și mărturile oamenii și mărturile... Păi am fost, tocmai asta e și sunt chestii contradictorii. Dumneavoastră ziceți o chestie, oamenii zic alta. La mine n-a venit nicio persoană să reclame ce spuneți dumneavoastră. Ba avem mărturii de la mai multe persoane că au venit. La primărie n-au venit. Deci ați sunat aici, da? Veniți cu persoane? Da, da, da. De ce? Ca să o vedeți și să o amenințați ulterior? Cum ați făcut până acum? Eu nu lucrez, nu este stilul meu de lucru. Păi se pare că nu e chiar așa, nu avem multe mărturii. Și din mediu când am chemat-o atunci cu iapa de a venit un angajat al primăriei cu lama la mine în poartă și și-a băgat și și-a scos și am fost ocărâtă și măscărită pentru ce? Era iapa moarte la ce? Iau-o și două. Ce unde o ducea? Ce-ți mai? Ce îmi spuneți mie, nu ce îmi spui mie că e... Cum mi-a zis prima dată și după aia să vă... Păi, da, dumneavoastră cam ar avea de ce să vă zic așa. Îmi pare rău, da. Domnul secretar, da? Vă pun nevoie de bun, e noi că eram noi la fișiniere, a pus în aroganță. Aici e domnul Pici, e Pici așa. Te rog frumos, asta e părerea ta. Părerea mea, domnul Zahar, joc de oameni. Rușine, tot oameni. Auziți ce frumos vorbesc angajați. Deci așa se comportă angajații statului plătiți din banii oamenilor. Perfect. Dat imaginea comunii. A dat în cameră, într-o instituție publică. Ia hai să vedem. Da, suntem amenințați că ni se sparge camera și ni se închide ușa noastră. Secretarul Pescaru Constantin. Alo. Ce alo? Care-i problema? Nu ai plătit aici, ai plătit ușa. Băi, dar nici dumneavoastră, oamenii. Nu că băi. Sunați la poliție. La poliție sunați, suntem agresați, suntem împinși, suntem loviți, suntem loviți peste camere. La poliție sunați, vă rog frumos. Acum sunați la poliție. Sau dumneavoastră agresați? Cum sunteți dumneavoastră agresați? V-am lovit eu? Băi, n-ați lovit, dar cine v-a lovit? V-ați sărit? Mi s-a pus mâna peste camere. E corect, e domnul primar. Da, este cine corect. V-a amenințat? Hai, te rog frumos, ieși și ieși la poliție. Nu mă mai interesează, nu facem plângere. Dar e corect, pe domnul primar, să săriți atât? Da, este. Este corect? Este dreptul nostru la informare. Păi și dreptul domnului primar unde e?
este. Cum adică? Să informeze populația, să-i drept. Păi și n-a fost informată populația? Nu, știți că s-a umblat cu fluturași din casă în casă, acel rom gaz? Ne-a arătat și noi acești fluturași că trebuia să fie înregistrat la primărie, nu? Păi, eu aveți un exemplar? Am undeva, dar la ora asta nu am aici. Da. Dar deci nu este în primărie? Domnul primar? Cum? Am venit să punem și noi niște întrebări. Păi, ca cetățeni ai României. Nu, avem nu, ni s-a răspuns. Nu, 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 dar cum am vorbit? N-a jurat nimeni, nu s-a... Dar cine? N-a vorbit urât? Avem filmat tot. Dar nu e corect să te urăsc cu domnul primar? Cum ziceți că vreau de-a voastră? Deci poți să strică hoți că vă pierdeți posturile de ea cu față. Nu ne este frică, că știți că eu și lucrez în timpul liber și în altă parte. Deci mie chiar nu mi-e frică. Dar dumneavoastră de ce vă e frică? Dar nu te-am văzut dacă vă vreau să vedea pe doamne. Dar nu puteți să știți așa. Cine așa? Cine așa? Trebuie să veniți cu necusor? Nu, nu reprezentăm nicio instituție. Suntem niște tineri care au venit. Care dă cu pumnul în ușă. Deci a fost amenințat de respectiv. Și trebuie să răspundeți la amenințare. A fost amenințat și ați dat cu pumnul în ușă. Așa. Nu e nimic. Noi răspundem pentru ce am făcut dumneavoastră, că ne-ați pus mâna pe cameră. A dat cu pumnul în ușă. Da. Păi de-aia veniți, nu s-a ciocănit cu pumnul, nu s-a ciocănit. Nu s-a dat așa, uitați că vă și arăt, uitați exact așa s-a dat cu pumnul, nu s-a dat așa. Haideți, avem filmat, păi dar nu ne mai luați acum că noi am făcut, că avem filmat, ce să mai. Nu s-a dat cu pumnul, nu se filmează că s-a dat cu pumnul, da. A sunat la poliție? Cum, ce să le zici? Că îi angajați unei instituții publice, nu răspund la întrebări. Dacă viața noastră nu-i pusă în pericol, nu o treabă. Da, lăsați-ne că așa spune soț. Deci garantați dumneavoastră chestia asta? Bun, da, perfect. Ne spune și nouă de ce aruncă deșeuri în câmp când n-au voie să facă asta? Și primăria de ce nu ia atitudine? Mergem acum să vedem deșeurile din câmp. Ce deșeuri? Deșeurile de la sondă, aruncate în câmp. Haideți să facem data unul de la el. De ce anume se întâmplă chestia asta? Să facem o bălătorie, să facem la izvoare, nu mă interesează. Cum să nu vă intereseze? Eu mă interesează. Florica, nu vă izvoare, nu mă interesează. S-a exploatat. La noi aici, deci, nu e nicio problemă. Puteți să afirmați treaba asta. Cum puteți să afirmați? Deci a fost... A fost. S-a informat. Oamenii, nu vă fermează. Știu foarte mult. Deci angajații primăriei Florica nu vorbesc cu oameni, nu? Da, e bine, da. Știți că e bine, e bine. Ai uitat când ai venit la poartă cu lana când mi-a murit ea pe aia lui Omona? Până ori ți-ai schimbat masca pe figură când ai vorbit cu doamna la protecția mea? Poate eu n-aveam nicio obligație. Că aici să se facă la... Nu am nicio obligație. Aici să făceau și de onomastie și te deranjau să vii cu la masă mea. Doamnă, doamnă, nu am nicio obligație față de dumneavoastră. Să vin eu cu bola să iau animalele moarte al lui altul din altă localitate. De ce? Din altă fiindcă nu sunt plătit pentru așa ceva. Pentru că aici în localitate s-a întâmplat. Și eu nu sunt plătit pentru așa ceva. Dacă eu, ce plătit? Eu sunt plătit pentru cu totul altceva. Pentru ce? Sunt plătit cu totul pentru totul altceva. Sunt la situații de urgență, responsabil cu situațiile de urgență. Nu da, trebuie și era să un gaz de urgență. Nu era așa cum ceva. Era un nu, gaz de urgență. Era, are, că în perioada campaniei... Nu are om angajat. Și nu am nicio obligație față de tine să vin. Că tu erai în stare de ebrietate și eu? Și proprietarul, tu erai în stare de ebrietate. Lăsați că astea sunt acuzații, putem să dăm un judecată. Nu era în stare de ebrietate, era cui. Eu nici nu cu ei. Măi, tu dai seama ce vorbești. Mă, cum eu fac impresia că dacă vin copilul acum la tine, tu ai venit în stare de ebrietate. Cine, mă? Da. Tu ai venit, tu ai venit să stai cu tine. Tu erai în stare. Și doamna de la mediu știe ce mi-ai zis prin telefon când am făcut. Păi n-ai zis că a fost ziua ta? N-ai zis că e ziua ta și ești vreo. Tu țineai ziua onomastică. Nu era mică de ce? Nu era ziua. Îți țineai ziua onomastică. Nu era nicio ziua onomastică. Ți-am explicat chefu de aici în primărie. Ce dată era? Ce dată era? Dacă știi ce era, puturi să pare că era. Spune ce dată era. Spune-mi ce dată era. Și țineți minte că v-ați îmbătat în data aia sau nu? Sau cum? Ce o să ne-am zis? Ajutoare care așa să-și
Nu, nu, e regulă. O să venim direct cu judecată. Nu mai stăm așa. Bineînțeles. Nu e nicio problemă. Urmează judecată, așa e. Bine, ai să mergi la plecare în partid. Ai uitat? Primar, când puneai tepidei, cotoleacă, dat afară. Nu ți-e rușine, tu câinele și lătătorul primar. Nu mai vă spun ce se întâmplă. Cățelul primăriei. DNA-ul, nu știu cineva să vină să ia la purificat tot ce se întâmplă. Stabilizare nu-i dumneavoastră. Când o să vă omoară copiii și animalele, nu mă atingeți. Vă rog frumos, nu vă ating, că nu. Dumneavoastră, jumătate, de ce v-ați la capitetele alea care umblau după? Am înțeles că a schemat poliția și a zis că instigă la violență și avem mărturile și și instigau la violență? Cum adică? Dar ce făceau? N-are voie să. Cum să nu? Eu dacă strâng poate iau CDP-ul și eu dacă strâng o listă cu semnături, îmi permit să fac chestia asta. Cu CNP-ul. Și cei de la prospecțiuni, cum fac? Poate da buletinul la nimeni decât al poliției. Și la prospecțiuni, cei de la prospecțiuni, de ce cer chestiile astea? Fac niște contracte. Am înțeles. Da, da. Niște contracte extrem de legale, nu? Legale, pe ștampilă, cu înregistrate. Da, da, da. Le-am văzut și pe alea. Avem filmat absolut tot. Îmi pare bine. Dacă dumneavoastră credeți că este legal să otrăvești oamenii, mai mult nu mai am ce să zic. O să vedeți. M-ați omorât cu treaba asta. Măcar dacă ne-ați răspunde la simpla întrebare, de ce sunt deșeuri deversate în canal de la sondă? Cine i-a informat? Cine i-a informat? Nimeni nu a zis că știe. Domnule, și eu când aveam un ajutor social de aici la primărie, ne puneați pe toate canalurile alea. Pe toate și acum la fel vă pun. Erau deșifrate. Toate canalele, toate străzile, toate. Da. Erau deșifrate, erau puse în foc la toate coazile, la toate alea. Hai să mergem acum pe canalul. Lăsați asta, că astea sunt alte probleme aici până acolo. Substanțele alea, pe marginea canalului. Cât e de la mine din casă până la marginea canalului? Spune-te. Și acum ne închideți ușa în nas sau ce? Păi asta urma să faceți. Doamne, ce face? Că știam cum să spune bine. Pe cineva perfect, important. Lasă că bine. Mai veniți și seara pe sectorul 7 pe acolo să vă mai faceți datoria. Cum trepidează casele de zi? Cum trepidează casele și cum trec mașinile alea mari? Cum să faceți specula cu motorina la zonă? Deci poliția chemată de... Și jandarmeria. Bineînțeles că și jandarmeria, doar trebuie să-i apere. Avem filmare, domnule, haideți să vedeți cel mai bine. Vă provocăm. Să vedeți cum mi-au smuls camera și mi-au întors-o, mi-au sucit-o. Și am fost amenințat. Deci avem filmare, nu mai, oricum depunem plângeri, nu mai stăm așa la povești. Că noi nu suntem proști. Noi știm să acționăm și legal. Ce s-a întâmplat? Agent șeful pasă. Ce s-a întâmplat? Ce să se întâmple? Am venit cu niște oameni din sat să punem niște întrebări primarului. Așa. Și cam asta s-a întâmplat. Bineînțeles că a refuzat să vorbească, bineînțeles că minde în gheața apele, de asta o să demonstrăm în instanță. Și când ne-am apropiat să filmăm și s-au încins spiritele, pentru că bineînțeles că nu recunoșteau acuzațiile, ne-au întors camerele, ne-au închis ușile nas, de două ori chiar. Au venit, au întors camera, m-au împins. Și pe ei, un pis pe el, a amenințat și a dat așa, pe el, și a dat așa, deci avem în filmare așa, în ușă, după ce a închis ușa. Deci n-a dat cu pumnul în ușă, n-a fost caz de violență, stați liniști. Vă dau eu. Și colegul care a fost. Pot să continui tot în că nu pot să-mi scop buletinul. Nu, au plecat. Păi se vine, că poate dacă apare la DIC și nu mai pățim ca și săptămâna trecută. Sunt un primar foarte... Nu se regulă. O să le demonstreze cine este în măsură să le demonstreze. Noi am sesizat, am filmat, avem mărturii, acum mai urmează să acționăm în instanță. Să ameninți oamenii așa că... Deci e... Și să vorbești așa urât, să n-ai puțin respect, să-i zici unei femei dumneavoastră.
Că ce vorbești tu așa cu mine, așa se vorbește. Oare așa o fi învățat domnul primar de la Corinți? Să se comportă. Taci din gură, femeie, că erai în stare de ebrietate. Sau că nu ți-ai plătit impozitul. Și persoana are documentul care arată că e la zi cu impozitul, da? Deci astea sunt niște acuze foarte grave. Și între timp, cei de la impozit au închis ușa. Nu putem să mergem să vedem ce se întâmplă cu adevărat. Adică ei ar trebui să scoată acum o hârtie prin care doamna apare ca neplatnică, da? Nu știu despre ce e vorba acum. Ei, știți dumneavoastră? Nu știți? Eu? Da. Sau nu știți de ce am venit noi aici? Mă îndoiesc. E. Eu sunt sigură că știți. Dacă doriți să faceți o plângere, o să facem și plângere. În momentul acesta, mergem la post. Da, eu vreau să fac o plângere scrisă. Bun. Dar sper să se și rezolve, nu se așteptă. Deci postul de aici din comună, da? Da. Bun, haide. În cât timp se rezolvă sesizările? În 30 de zile, depinde de sesizare. Bun. Dacă implică o faptă penală, da? Este sub coordonarea parchetului. Aveți răbdare, da? Adică aveți răbdare. Da? Hai. Deci orice plângere pe care o aveți, sunteți împreună, nu? Am da. Mai fost cineva implicat? Da, am fost cu toții implicați. Se poate semna, adică să o fac eu și să o semneze mai mulți? Ca martor, da. Păi asta zic, ca martor. Dacă eu notez toată lumea care a fost prezentă și urmează să procedăm la audierea fiecăruia în parte, care dorește să fie martor. Dacă bun. Aveți actele de identitate... Audierea nu... ce înseamnă? Că noi trebuie să venim aici la dumneavoastră? Sau da, la parchet, audierea la Buzău? Implică o declarație. Audierea implică... Hai, cu siguranță putem, din partea fiecăruia. Da, se poate rezolva să venim toți în aceea zi, că suntem tocmai din Brașov, București, ca să nu trebuiască să da, ne... dacă aveți acte de identitate, dacă nu, datele și păi, cine sunt mergem la... Păi, haideți să mergem. Mergem la poliție? Da. Bun, haideți.